Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem peste ziua care ne-a adus aminte că suntem în apropierea nașterii Mântuitorului. Am prăznuit astăzi, duminica, Sfinților Strămoși după trupei Domnului. Dar e o zi dificilă pentru că, fiind 12 decembrie, este pomenit și Sfântul Spiridon al Trimitundei. Nici nu știi ce să spui că te bucură mai mult. Oftatul de așteptare al Vechiului Testament, prin profeți, prin sfinți, prin David regele, prin Moise, prin toți ceilalți, sau oftatul de bucurie al Sfântului Spiridon, care e trimis în misiune specială câteodată de Domnul Iisus Hristos, erodându-și tălpile de la papucii săi de episcop. Cred că amândouă sunt, de fapt, bucuria zilei de astăzi și, într-un fel sau altul, se împlinesc în cuvântul Scripturii. De la Luca, capitolul 14, versetele 16-24, ni se spune, ni se vorbește despre o cină, o chemare la cină, la care unii își cer iertare că întârzie, că nu pot veni, găsind motive și motive și motive pentru a ieși din circuitul cinei bucuroase. Atunci stăpânul cheamă, nu-i așa, pe cei săraci și neputincioși, orbi și șchiopi, adică pe noi, pe fiecare dintre noi. Iar slugile sale spun, Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și tot mai este loc. Pentru că Împărăția lui Dumnezeu nu este una exclusivistă, în care n-au ce căuta oamenii, ci este făcută pentru oameni, pentru a se reașeza în împărăție și bucurie. Ce frumos spune stăpânul către slugă, ieși la drumuri și garduri și silește-i să intre ca să-mi umple casa. Tot postul acesta al Crăciunului, despre aceasta este vorba. Despre cum Dumnezeu trimite printre noi gândul acesta al umplării casei sale de dragul unei cine copioase cu trupul și sângele său. Dacă El este stăpânul, atunci trebuie să știm că suntem casnicii Lui și casa e încăpătoare. Mâine este o nouă zi.